fraților, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce unul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Spune Domnul astăzi. Fraților, dacă ați văzut că cineva s-a rătăcit de la adevăr, și am văzut cu toții, Domnul astăzi trimite, atenție, să știți că cine întoarce pe un păcătos, Domnul astăzi trimite să întoarcă un păcătos de la rătăcirea căii lui, ca să-l mântuiască de la moarte pe acel om, dar, atenție, și va acoperi o sumedenie de păcate ale noastre. Fraților, am văzut cu toții că cineva este pe moarte și am văzut că sunt pe moarte și alții care urmează pe acest om mort. Pentru că Domnul ne-a învățat atât de bine cum să lucrăm în casa Domnului, cum să lucrăm pământul lui. Când veți vedea, fraților, că cineva se numește perfect, că știe ceea ce face, dar se vede clar că este mort, că nu este adevărat. Domnul ne-a explicat foarte bine în biserica Laodiceea. Pentru că zici, sunt bogat, știu tot. M-am îmbogățit, știu tot. Și nu duc lipsă de nimic, nu mai trebuie să mai știu nimic. În momentul acela, frați dragi, Domnul spune, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi că nu mai vezi nimic. Deci, iată, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. În momentul în care se ridică un om și nu mai are nevoie de învățătura nimănui și zice că știe tot, că are tot, că este maxim, atenție, frați dragi, căci noi avem în față pe acest frate mort și care duce la moarte și pe alții care îl urmează. Și Domnul mi-a vorbit astăzi. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în drum, pentru toți cei din Laodiceea. Frați dragi, când ca lider ne prezentăm în fața oamenilor și suntem perfecți, nu ne lipsește nimic, avem toată înțelepciunea, ne considerăm cu toată bogăția cunoașterii. Frați dragi, am murit, suntem la Odiseea. Noi suntem oameni de carne și nimeni nu este curat decât unul Dumnezeu. Fraților, este o moarte aceasta să ne prezentăm la oameni cu doctoratul nostru de teologie și toate doctoratele pe care le avem. Domnul nu numește o moarte, frați dragi. Atenție mare că se poate muri din acest lucru. Se poate muri ca și o biserică din Laodiceea, pentru că noi ne prezentăm la oameni perfecți și că știm tot. Nu ne mai trebuie să mai știm nimic. Aceasta este, frați dragi, o înțelepciune a lumii când noi ne prezentăm înaintea oamenilor perfecți. Niciodată nu venim să ne povestim suferința noastră, prin ce trecem și că nu știm cum să ieșim, nu ne arătăm slăbiciunea noastră. Chiar și îndoiala, fraților,
A fost contestată lejer îndoiala unui frate de către alt frate. Fraților, suntem oameni. Suntem oameni. Nu este nimeni curat decât singurul Dumnezeu. Și în momentul în care noi recunoaștem că avem îndoieli, că avem întrebări, că nu cunoaștem tot, începem să fim vii, să înviem, fraților. Totul pleacă de la ceea ce noi ne prezentăm la oameni, că suntem. Și poate nu suntem. Este aceasta o mare știință pe care astăzi doctoratul în teologie nu mai cunoaște această știință. De ce? Pentru că are doctoratul, pentru că are știința omenească. Dar atenție, că în momentul în care avem doctoratul, pierdem știința lui Dumnezeu și nu mai vedem nimic. Spune Domnul, de fapt Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Frați dragi, dacă noi aducem toate cărțile și toate doctoratele noastre, pierdem înțelepciunea lui Dumnezeu, nu stau împreună. Și mai fuge ceva de la noi, frați dragi, atunci când prezentăm studiile noastre, poziția noastră, înțelepciunea omenească când o prezentăm, mai fuge ceva de la noi. Fuge frica de Domnul. Pentru că noi, în acel moment, luăm noi locul lui Dumnezeu. Dar l-am pierdut și nu mai vedem pe Dumnezeu. Atunci când credem despre noi că știm tot. Știința lui Dumnezeu și știința oamenilor sunt două lucruri opuse. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Noi suntem pe calea mântuirii, frați dragi, toată viața. Toată viața suntem pe calea mântuirii. Toată viața este o luptă să rămânem pe calea mântuirii. Și noi o considerăm puterea lui Dumnezeu și nu puterea noastră. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Păi cum suntem pricepuți, frați? Prin doctorate. M-a durut inima și Domnul mi-a vorbit o zi sau două înainte. Chiar inima ta va fi străpunsă de o sabie. M-a durut tare inima când un păstor drag, un copil de Dumnezeu, este un fiu de Dumnezeu. Dar asta demonstrează că suntem pe calea mântuirii până la moarte, frați dragi. Când un copil de Dumnezeu, un fiu de Dumnezeu, un mare preot al Domnului, preot și învățător, atunci când în biserica lui s-a prezentat acel om fără mâini și femeia lui și-au prezentat un mesaj, au adus un mesaj în acea biserică, când păstorul, la urmă, a declarat că în biserica noastră au venit acest oameni să facem o colectă, dar noi știm că au adus acest mesaj, noi știm că aduc mesaj și cei mici, și doctori. Vin la noi și doctori în teologie și vin și oameni pentru care strângem o colectă. A fost sufletul meu străpuns de o sabie. M-a durut pentru acei oameni. Nu mai aduc, frate drag. Nu mai aduc doctorii. Când îți doctor, nu mai aduc. În momentul în care un om știe că este doctor, iluminat, nu mai vedem în cartea lui Dumnezeu niciun mesaj. Nu mai aducem mesaje. Și vor fi aduse de acești mici. Căci iată spre cine voi îndrepta privirile. Spre cei cu duhul zdrobit, mâhnit. Spre cei ce se tem de cuvântul meu. Aceia vor aduce, frați dragi. Aceștia sunt aceia care prezintă înțelepciunea lui Dumnezeu, acești oameni mâhniți, acel om fără mâini și soția lui, care îl hrănește ea toată viața. De aceea, fraților, Dumnezeu a lăsat mâhnire în inima oamenilor, le-a lăsat o mâhnire eternă la acea femeie, tocmai ca să primească mesaje de la Domnul.
în momentul în care și multe femei au realizat studiu biblic, frați dragi, atâta fală pe cineva care a făcut un studiu biblic și soțul ei a zis, când a luat această diplomă că a realizat studiu biblic, se fălea atât de tare, am văzut-o eu pe femeia mea că se fălea, dar nu mai vedem, fraților, mesajele. De ce? Ne vedem mari în ochii noștri. Spune Domnul, că ce este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți, unde este înțeleptul, unde este cărturarul, unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Și această nebunie, fraților, vine de la acești oameni mici. Deci, de aceea este nebunie. Că vine propovăduit, vorbit, predicat la oameni, mesajul lui Dumnezeu, de la oameni care sunt atât de mici. Dar dacă Dumnezeu a realizat acest lucru, El l-a realizat. L-a realizat omul. Ce să facem? Dacă nu mai folosesc cărțile noastre și doctoratele noastre la nimic, dacă Domnul a dus aceste timpuri, spune Domnul, lucrurile descoperite pruncilor jugului Hristos, în vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și el era un prunc. Se ruga pentru el și mulțumea lui Dumnezeu și îl lăuda că este un prunc. Când vine un mesaj de la acel om fără mâini, el este un prunc. Fraților, da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Așa ai hotărât tu să dai mesaje la oameni, la prunci, care n-au doctorat. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și acela, Tatăl, se arată, Fiul se arată unui om și îi dă un mesaj pentru omenire. Aceluia căruia Fiul vrea să îl descopere. Și la cine? La prunci. Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos. Veniți la mine tot cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Vino tu fără mâini la mine și îți voi da odihnă în inima ta. Și nu te mai, fi așa de supărat și ți se părea jugul atât de greu, căci eu te voi înfrumuseța. Și îți voi da înțelepciune pe care n-am dat-o la alții. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Și când va veni acest mic și va da un mesaj, nu îi se va mai părea greu jugul acela fără mâini, pentru că știe că lucrează în via lui Hristos. Dacă așa a considerat el Dumnezeu cu cale, da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Să te descoperi la prunci, la oameni, cu buze străine și buze bâlbâitoare, străini și cu buze bâlbâitoare. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Va fi ușoară. Va fi ușor să trăiești fără mâini. Dacă veniți la mine pentru a găsi odihnă, pentru la atâtea întrebări, de ce, Doamne, eu fără mâini? Și la femeie, căreia Domnul i-a spus, cuvântul Domnului i-a îndemnat-o, du-te, ești tu, să fii tu, femeia lui. Spune Domnul, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iudeii, grecii, caută înțelepciune, cer minuni. Toți vor să demonstreze că fac minuni. Toți vor să demonstreze câtă înțelepciune au căpătat din cărți. Dar atenție, căci propovăduirea crucii este o nebunie.
Vine omul fără mâini, pe care îl hrănește femeia, să ne aducă mesaje. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Fraților care ați fost chemați, când ați fost chemați, fără doctorat, când ați fost chemați, cine erați? Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Slabe, slabe, tot ce vedem că este slab, slab și îl dăm deoparte și facem loc la cel cu doctorat, atenție mare. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Ne cheamă astăzi Domnul să nu mai dăm afară și să nu mai considerăm de nimic pe cineva care vine din partea lui Dumnezeu. Ne cheamă Domnul în câmpul lui Dumnezeu, acolo unde se propovăduiește Evanghelia, ar trebui să fie propovăduită Evanghelia, să nu mai dăm afară cei robi care zic că venim din partea Domnului și aducem un mesaj. Să nu-i mai dăm afară atunci când îi vedem slabi, disprețuiți, de disprețuiți, disprețuiți. Și care nu prezintă un studiu și o poziție. Căci Domnul astăzi, în aceste zile, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. N-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii voștri. El nu prezenta doctorat. Nu prezenta studiu, el nu prezenta o bibliotecă întreagă, el nu prezenta traduceri. Mai departe, aceste cetăți nepocăite care primesc mesaje de la Domnul, dar care nu le ascultă chiar din cauza că cine vine este de disprețuit, de înjosit, de nebăgat în seamă. Domnul spune astăzi, atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horaține, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cu cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Problemă mare cu primirea ucenicilor de biserici, cu primirea oamenilor trimiși de Domnul. Problemă mare din cauza că astăzi s-a ridicat înțelepciunea lumii atât de sus, la un standard atât de mare, că un ucenic al lui Hristos, în forma în care se duce, în prezentarea cu care o face, pentru că n-are voie un ucenic al lui Hristos să se prezinte cu studii, pentru că vino și urmează-mă. Domnul n-a prezentat studii și nu va spune vino și urmează-mă niciodată la un om care zice că știe tot.
Domnul spune, voi răsturna scaunul de domnie al împărăților, voi nimici puterea împărăților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele, cai și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va peri ucis de sabia altora. Este partidă, este ceartă, este conflict chiar între păstori, pentru că fiecare vrea să demonstreze ce știe mai mult, că știe mai mult, că știe mai bine. Și unul va fi ucis, va peri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine Zorobabile, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra că pe o pecete, că știu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Va fi ridicat un om pe care Domnul îl păstrează și îl ridică, îl alege, îl păstrează și îl ridică. Domnul astăzi ne cheamă la acest mesaj cu care am început. Dacă vreunul, fraților, s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Domnul ne cheamă nu la război, unul împotriva altuia, cu toată știința, eu sunt mai deștept decât tine, uite ce gândesc eu despre tine. Nu ne cheamă să ne ridicăm deasupra cu înțelepciunea noastră, deasupra lui, a ceea ce spune, a ceea ce face, și Domnul ne cheamă să-l întoarcem de la rătăcirea lui. Și astfel va acoperi o sumedenie de păcate. Nu cu știința, nu cu tot ce știm. Domnul ne cheamă la acțiune. Da, am văzut cu toții. Vedem, este foarte ușor să vedem o persoană care se rătăcește. Este foarte ușor. Pentru că este vizibil. Că ce vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Deci este foarte lesne de căzut, chiar și dintre oameni aleși, este de căzut când cineva se prezintă că face minuni. Este un punct foarte slab al societății acesta, al masei societății, în care dacă cineva prezintă minuni, oamenii să creadă. Atenție mare! Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăiți ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Va veni cuvântul Domnului și îl va atinge, îl va întoarce, fraților, dacă cineva întoarce cu ce? Dacă întoarce cineva pe cineva de la, din calea lui, de la adevăr, dacă întoarce cineva, de la rătăcirea lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Deci numai cuvântul lui Dumnezeu, fraților, pentru că mi-a vorbit zilele acestea, și cum poate acest om să se sfințească dacă a ieșit. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Domnul ne cheamă astăzi la rugăciune și la cuvântul lui Dumnezeu să citim ceea ce Domnul ne-a vorbit despre acești hriștoși micinoși că vor veni. Au venit, îi vedem cu toții. Deci aceasta este o rătăcire vizibilă. Și bineînțeles că Domnul ne-a și ne-a înștiințat că vor veni și au venit cu minuni. Să spună, noi vindecăm. Se întâmplă acest lucru, dar Domnul ne cheamă la cuvânt. Întoarcerea lui va fi prin cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu care sfințește, și prin rugăciune. Nu văd astăzi conducătorii, cărmuitorii, făcând rugăciune pentru acest frate să-l întoarcă. Rugăciunea lui Dumnezeu sfințește pe noi și pe fratele care ne ascultă, prin cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul mi-a dat astăzi rugăciune de făcut în acest caz, despre acest frate. Bineînțeles că Domnul mi-a vorbit foarte mult despre această situație, despre acest frate care se dă Hristos, care îi face minuni. Deci, este o oaie rătăcită, pilda cu oaia rătăcită, duceți-vă, fraților, după ea, să întoarceți. Este pilda cu oaia rătăcită, se lasă tot și se ocupă numai de ea.
Nu vrea să piardă niciunul din acești micuți. Fiindcă fiul omului a venit să mătuiască ce era pierdut. Oaia aceasta rătăcită, pierdută. Ce credeți, dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Este rătăcită. Dacă cineva vede că s-a rătăcit o persoană, vine judecata lui Dumnezeu și judecă acest caz. Nu? În acest capitol, pilda cu oaia rătăcită și iertarea greșelilor, care este unul după altul, s-a rătăcit. De ce s-a rătăcit? Păi, s-a rătăcit. Se vede Hristos care face minuni, nu? Și Domnul spune, hai să-L iertăm și să vedem ce este de făcut. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Deci, mai întâi, se face direct, față în față. Mi-a greșit, ți-am trimis pe Messenger sau ne invităm la cafea dacă suntem cunoscuți în oraș și putem să ne vedem față în față, dacă nu pe Messenger. Eu am lucrat pe Messenger cu anumite persoane, nu? La care Domnul m-a trimis, du-te față în față și spune-i. Du-te și mustră între tine și el singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău și s-a terminat. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturie a doi sau trei martori. Acest mesaj astăzi în canalul acesta digital, Sipofa are atraversul un mesaj, chiar su YouTube, deci oricum suntem în acest templu digital în care comunicăm între noi, imediat înțelegem că un mesaj ne vorbește, nu? Omul, și dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, deci spectatorii, cei care aud, înțeleg, nu? Înțeleg mesajul de la cine pleacă, la cine vrea să ajungă și sunt și martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Sunt biserici întregi, biserica lui, cărmuitorii lui. Deci du-te la ei, trimiteți mesaj la ei. Este foarte ușor să se facă un mesaj video, direct, indirițat, deci îndreptat la biserică în cauză. Biserica are pe Messenger posibilitatea să se facă un mesaj chiar pe YouTube. Deci pe YouTube, în momentul în care se face pe YouTube, este cu marturi. Ți-am spus, eu ție, biserică, care ești comitetul acestei biserici, nu? Și ai păstorul care a greșit, eu vorbesc cu tine și spun situația așa cum este. Deci dacă nu vrea să asculte de el, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Deci tu ai încercat să întorci pe fratele tău și demonstrează și cu martori, să vadă și alții. Pune-l pe YouTube. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Fraților, în momentul în care noi legăm pe un frate să se oprească, îl legăm, îl ținem de la calea lui. Atenție că dacă sunt 2-3 în numele meu, sunt și eu cu ei, el este legat și de martorii care sunt prezenți. Atenție mare! Căci acest templu digital nou, templul Dumnezeu care se ridică nou și Domnul spune, va fi și un om cu putere mare, care îl va conduce cu curaj și cu dreptatea lui Dumnezeu, că o fi un om, că or fi mai mulți. N-am văzut acest Zorobabel, nu? Că or fi guri de oameni în dreptatea lui Dumnezeu, care vor lucra în dreptatea lui Dumnezeu, dar va da Domnul Duhul acestor oameni și apoi voi citi. Căci Domnul dă Duhul de dreptate și luminează mintea la acești oameni, Zorobabel. Unde eram? La iertarea greșelilor. Deci, în acest templu nou digital se va acționa divers de templul în clădire, acolo unde nu sunt aceste posibilități care se schimbă în digital, nu? Se lucrează, Domnul ne va arăta toate ieșirile și intrările acestui templu, cum să se lucreze și cum să se întoarcă de la acest frate de la o rătăcire, nu? Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. În momentul în care este un mesaj, în care un frate se încearcă să se oprească de la calea lui, bineînțeles că sunt mai mulți
Și este în numele Domnului, deci după cuvântul Domnului. Mergem mai departe, ca să citesc toate mesajele. Domnul mi-a vorbit, au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea au făcut idol de argint și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Deci sunt împărați puși fără porunca Domnului, deci nu sunt chemați. Domnul aduce acest lucru ca și mustrare, au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Atenție mare! În Daniel, Domnul mi-a vorbit, Domnul în tot Daniel, eu citesc mereu ceea ce Domnul îmi pune pe inimă să citesc și știe Domnul ce mesaje, căci Domnul vorbește fie direct unei guri, fie indirect, știe Domnul cine va primi un mesaj, îi se va arăta fiul omului la ceea ce citește, nu? O gură. Spune Domnul, în anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Atenție! Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Omul care vede că Domnul îi trimite, îi dă un mesaj, omul se micșorează foarte mult și se pune în rugăciune, ce vrei de la mine, ce vrei să spun, ce trebuie să văd. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. Aceasta să fie rugăciunea generală în care toți noi ne rugăm, pentru că vedem ce se întâmplă, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, ceea ce e dărâmarea Ierusalimului, deci tot pământul este un Ierusalim și biserica Domnului, care vedem în ce manieră se duce la vale cu tot ce este scris, vor fi hristoși mincinoși, vor apărea, vor spune că fac minuni, deci un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremuri de pământ, foamete și ciumi. Toate lucrurile care Domnul ni le-a scris de atâtea mii de ani, noi vedem cum se dărâmă Ierusalimul prin ceea ce vedem cu ochii, prin ceea ce auzim. Este grav când o persoană se dă drept făuritor de mari și mari minuni, de treziri, de vindecări, de ce nu se dă, de ce nu este în stare. Se încetușează. Și astăzi Domnul ne cheamă la rugăciune, la post și rugăciune pentru aceste lucruri pe care le vedem cu ochii că se întâmplă. Spune Domnul, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădici, ne-am abătut de la poruncile orânduirilor Tale. Toți, tot Ierusalimul, toți. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. N-am ascultat. N-am ascultat. Eu la acest păstor, 2 ani în urmă, am trimis pe messenger, ai vorbit ceva de proroci, explici tu inima prorocilor, dar cine ți-a spus să zidești o casă? Căci tu nu trebuia să zidești o casă. Deci, prorocii au vorbit, dar n-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. De ce n-am ascultat de proroci? Nu mai ascultăm, dar acum cu templul acesta digital vor ieși prorocii trimiși de Domnul, pentru că Domnul dacă spune acest lucru, nimic întinat nu va intra în el, în acest templu digital. De ce nimic întinat nu va intra? Va fi văzut. Acel care vorbește cum vorbește, imediat va fi văzut de oameni. Nimic întinat nu va intra în ea, în această cetate.
Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului, vor fi dați pe față de aceste persoane mici. Atenție la toți micii care vin în biserica noastră, în viața noastră, care vorbesc. Cu cât sunt mai mici și vorbesc cuvântul Domnului, faceți foarte mare atenție la ce spun, dar la cuvânt, nu la poveștile, mărturiile din viața lor, care se pierde foarte mult timp. La ce cuvinte spun, atenție mare! Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie ei departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da nouă împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. Aceasta este o palmă pentru biserica lui Dumnezeu. Ceea ce face acest om, că face minuni, deci a ieșit din nimic și într-un an, doi, deci face și minuni și vindecă toată țara și trezește țara. Și fraților, este o palmă, biserica a primit o palmă, a primit o mare palmă biserica cu ceea ce se întâmplă. Dar numai rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu la citire îl va putea întoarce pe acest frate. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit cu toții. Aceasta este o palma noastră, pentru că este o rușine. Să se audă așa ceva este o mare rușine. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să le urmăm, să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii. Prorocii sunt această carte. Toate cuvintele, această carte a vieții, vede orice moment din istorie, orice moment, orice eveniment, orice persoană. Această carte vede, este îndreptată la orice om din miliardele de oameni pe pământ. Este istoria, sunt pașii fiecărui om. Și îndreptarea tot în această carte este situația care este astăzi în lume, aici este, căci dacă nu, nu mai este cartea vieții. Dacă nu, ar fi totul aici. Atenție, nu în mintea noastră, cu înțelepciunea noastră și cu judecata pe care o facem noi. Și tot Israelul a călcat legea ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul tău, de aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, dar toți, fraților. Deci, fratele care face ceea ce face, atenție, am păcătuit toți ca să ne facă de rușine, pentru că este de rușine. Noi suntem făcuți de rușine, de ce? Noi n-am ascultat prorocii. Noi n-am ascultat prorocii, dacă n-am ascultat prorocii, bineînțeles că el nu ascultă prorocii. El nu ascultă prorocii. Și ce se va întâmpla? Ceea ce vrei ca oamenii să-ți facă ție, tu fă la altcineva, dacă noi n-am ascultat de proroci, nici el nu ascultă, ca să vedem ce înseamnă să n-asculte cineva de proroci, pentru că n-am ascultat noi. Totul conduce la noi. Deci, ceea ce nu ne face el, căci face de rușine toată biserica, tu nu faci la altul,